Pachete a câte 25 de kilograme cu produse alimentare au început să fie distribuite de către Direcția de Asistență Socială DEVA către persoane defavorizate. Pachetele vin prin programul operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, iar de ele beneficiază peste 600 de deveni care au dreptul la un venit minim garantat prin dispoziția ale primarilor, primesc alocație pentru susținerea familiei sau se află în situații critice de viață. Din data de 2 mai 2022, Direcția de Asistență Socială DEVA a început distribuirea produselor alimentare prin programul operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 621 de persoane singure și familii din municipiu vor beneficia de aceste ajutoare. Pachetele cu alimente se distribuie la cantina socială DEVA de pe strada Titu Maiorescu, numărul 24, de luni până joi, între orele 9 și 15. Produsele alimentare se ridică personal de către beneficiari, iar aceștia trebuie să prezinte actul de identitate în original și copie și, unde este cazul, copia certificatului de încadrare în grad de handicap. Ținând cont de greutatea pachetelor, care conțin făină albă, făină de mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conservă de carne de vită, conservă de carne de porc, pate de porc, compot de fructe, gem de fructe și gem de fructe dietetic, Direcția de Asistență Socială DEVA recomandă beneficiarilor să vină însoțiți la ridicarea alimentelor sau să fie pregătiți să le transporte. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0755878814, 0799992311 și 0254218030, tasta 1, de luni până joi între orele 8 și 16:30 și vineri în intervalul orar 8-14.